salut, eu sunt Ioan și mi-am găsit la un nou vlog pe acest canal astăzi. O să mergem într-un loc unde nici eu nu am mai fost de foarte mult timp, dar haideți să vă iau și pe voi să vedeți voi cum au evoluat lucrurile și da, haideți să mergem. Și am ajuns la destinație, după cum puteți vedea. Acum o să mergem să vă prezint, nu știu, câteva piese de aici și na, dacă o să mai fie ceva mai interesant, o să pornesc filmarea pe drum. Acest drum este foarte liniștitor să mergi pentru că este plin de vegetație și mai ales spre seară este un apus superb. După cum puteți vedea, avem un apus foarte frumos și cred că la fel de frumos este și răsăritul. Da, și am preluat camera eu, domnul cameraman este în față și na, continuăm. Să vedem ce pot să vă mai arăt pe aici, în afară de acești copaci care cred că sunt destul de bătrâni și exceptând de... Da, am luat și am dat din niște când și am întors înapoi, nu știam ce s-a întâmplat. E posibil să las pe filmare și o să continuăm de unde a rămas. Să vedem acum dacă mai sunt pe aici, să vedem dacă încep să latre. Oare sunt pe aici câini? Eu prima dată am crezut că... Da, păi, dai camera! Bine că n-am venit singur, că nu știu ce făceam. Așa că, haideți să mergem mai încolo să vedem ce mai găsim. Și haideți să mergem mai departe să vedem ce mai sunt aici, în afară de câini. Și după cum puteți vedea, în față am ajuns la un fel de fundătură. Este un gard. O să o colim. Acum o să o luăm prin strânga. La fel, foarte multă vegetație și aici este un drum pietruit. Aici, după cum puteți observa, cineva a dat foc. Deci este mult mai ok decât a lua și a de arunca pur și simplu. Da, o să revin cu update-uri după ce mai găsim ceva interesant. Și am ajuns într-un loc unde vreau să vă arăt. Și acesta este exact partea asta de aici, o pădure. Este, după cum v-am spus, este un loc foarte liniștitor și relaxant, unde poți să vii să te plimbi oricând ești stresat sau chestii de genul ăsta. Și este o albie prin care trece râul Suceava și o să mergem imediat să vă arătăm și vouă ce este. Și suntem în drumul spre apă, să vedem ce mai este și pe acolo, pentru că aici, în decursul a cam 3 ani de zile, a avut loc destul de multe schimbări și ceva în genul este apa, este destul de limpede, din câte am înțeles, în această apă au viețuit foarte multe soiuri de pești, cum ar fi păstrăvul auriu, curcubeu, cleanu și multe alte specii. Acum sunt destul de puține de specii. Da, și după cum puteți vedea, aici pădurea este într-o stare destul de bună față de alte păduri unde au fost defrișate masiv. Și da, după cum v-am spus, cam așa arată zona, ceva în genul. Și este un loc destul de bun de pescuit. Toate că nu mai sunt foarte multe soiuri de pești, după cum v-am mai spus. Dar, da. Și cam asta o să fie cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apreciați un like, să dați un share, un subscribe și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!